Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Radu Preda și începând de azi vă invit ca în fiecare miercuri și joi să parcurgem împreună Ora de Vârf. O oră în care vom încerca să analizăm subiecte cu adevărat importante care au un impact direct asupra vieții noastre de zi cu zi. Institutul Național de Statistică a anunțat azi nivelul inflației în luna septembrie, iar veștile nu sunt deloc îmbucurătoare. Luna trecută s-a înregistrat o rată de 15,9% pe an, cea mai ridicată din aprilie 2003, după ce și în iulie și în august se înregistraseră creșteri de 15, respectiv 15,3%, peste așteptările analiștilor și ale Băncii Centrale. În raportul trimestrial din august, Banca Centrală se aștepta ca inflația să fie de 15,1% la finele lunii septembrie, apoi să coboare la 13,9% la finele lunii decembrie și să scadă treptat până la 7,5% la finele anului viitor. Față de luna septembrie anului trecut, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la gaze 70,6%, zahăr 50%, ulei 47%, cartofi 43%, produse de morării 33,3%, combustibil 28,9%, energie electrică 25%. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, în plus față de creșterile consistente ale prețurilor produselor de consum, românii cu credite la bănci vor avea parte și de o majorare a ratelor în cazul în care acestea sunt corelate cu indicii monetari. Săptămâna trecută, Banca Națională a majorat dobânda de politică monetară, o măsură obligatorie în condițiile creșterii susținute a inflației, numai că aceasta este o armă cu două tăișuri. În aceste condiții, vehiculata creștere cu 10% a pensiilor și așa destul de greu de susținut de către un buget afectat de incertitudini nu va compensa decât parțial scăderea puterii de cumpărare a pensionarilor care au început deja să protesteze. Despre acest subiect și nu numai vom discuta astăzi împreună cu invitații mei pe care mă grăbesc să vi prezint. Alături de mine în platou se află analistul Radu Herjeu. Bună seara! Iar în curând îi se va alătura prin telefon și domnul Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR. Bună seara, domnule Herjeu! Vă propun să urmărim pentru început un scurt material realizat de colegii de la știri. Este strigătul de ajutor al celor în vârstă care nu mai fac față scumpirilor. Oamenii se plâng că sunt amăgiți de guvernanți. Ei așteaptă ca pensiile să se mărească, însă acest lucru nu se întâmplă. Mai grav este că pensionarii nu știu ce vor face la iarnă, atunci când facturile la energie vor fi și mai mari. La iarnă cred că mutăm patul în bucătărie, să încălzim o singură cameră. Mai mult nu ne descurcăm decât ne descurcăm, dar încercăm și noi să supraviețuim. Să nu ne mai amăgească cu procent, pentru că pensionarii, dacă am fi uniți, am stabilit noi valoarea punctului de pensie. Protestatarii susțin că manifestațiile au la bază amânarea guvernului de a aproba majorarea pensiilor, asigurărilor sociale de stat, precum și refuzul de a aplica prevederile legii referitoare la indexarea pensiilor. Am revenit în direct. Îl avem prin telefon pe domnul Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR. Bună seara, domnule Vasilescu! Ne auzim? Vom reface legătura. Domnule Herjeu, în condițiile în care vorbim de inflație record față de ultimii ani și nu puțini, ce impact mai pot avea creșterile de pensii anunțate, care nici măcar nu sunt efective? Deci dacă vorbim acum, se discută ca pensiile să crească cu 10%, pot ele oare compensa aceste creșteri de prețuri? Nu, sub nicio formă. Dimpotrivă, cred că această măsură va avea un efect inflaționist. Eu cred că, dimpotrivă, comercianții vor fi încurajați acum să crească și mai mult prețurile, în ideea în care, iată, pensionarii mai au acolo câteva firmituri în plus de dat. Nu-mi dau seama, eu știu că exista o lege care prevedea indexarea pensiilor cu rata inflației, în mod automat. Adică nu trebuie atâta discuție, atâta negociere, atâta față de 16%, 10% oricum, 60% din creșterea prețurilor va,
va acoperi această mărire a pensiilor, dacă, deocamdată n-a zis nimeni, da, de la 1 ianuarie se vor mări pensiile. Doar discută între ei, mai iese cât un lider politic și zice, noi am vrea cu atâta, iese celălalt, zice, ba, noi am vrea cu atâta și din când în când cineva încearcă să-i tempereze, să spună, bine, bine, de unde bani? Voi vreți cu atâta, dar de unde bani? Pentru că încă o dată să arunci acum pe piață niște sume fără acoperire în creștere economică și în surse viabile, înseamnă creșterea inflației. Asta înseamnă că nu ne vom opri la 16%, deja se pare că nu ne vom opri la 16%. Dar s-ar putea să primim și niște vești mai optimiste. Înțeleg că s-a refăcut legătura. Bună seara, domnule Vasilescu, sunteți în direct, ne auziți? Bună seara! Am citit astăzi o declarație a noastră care, sincer, în aceste condiții destul de triste cu inflație record, eu am întrezărit un pic de optimism. Spuneați noastră că ar trebui ca în perioada imediat următoare să ne așteptăm la o dezinflație. Pe ce vă bazați această afirmație? Mă bazez pe datele de astăzi. Datele de astăzi venite de la statistică. Este cert că inflația noastră este o inflație din împrumut. Ea s-a desprins din inflația globală și este determinată de creșterea prețurilor produselor și serviciilor energetice în proporție de 80%. Așa că aici sunt ochii noștri și ce vedem astăzi în raportul de la statistică. Am văzut că dumneavoastră la începutul emisiunii ați prezentat cifrele anualizate. Exact. Adică cât este creșterea economică la gaze foarte mare, 70%, dar noi acum, de aici încolo, trebuie să ne uităm lună de lună, nu la creșterile anualizate, ci la creșterile lunare. Pentru că astea ne spun acum adevărul. Iar ce arată creșterile lunare de astăzi? Bineînțeles, e vorba de septembrie. Combustibilii. Este foarte mare rata anualizată. Dar rata pe lună este cu minus. A scăzut prețul la combustibil. Gazele naturale sunt 70% rata anualizată, dar la lună este zero. Energia termică la lună este zero. Și toate astea ne arată că, comparativ și cu ce s-a întâmplat, că noi am avut un șoc inflaționist în martie, am avut un șoc inflaționist în aprilie, din mai încolo lucrurile au început să mai se calmeze. Iar acum prețurile sunt așa. Creșterea, dacă a fost creștere cu 3 puncte procentuale din aprilie în mai, acum creșterile sunt cu 0,3-0,5 puncte procentuale. E diferență mare. Inflația a încetinit și ne așteptăm ca următorul pas să fie dezinflația. Dezinflația înseamnă creșterea în continuare a prețurilor. Eu nu vreau să spun povești telespectatorilor noastre, ci să spun că vor scădea prețurile. De aici încolo nu mai scad niciodată. După nicio inflație, prețurile n-au scăzut. Creșterea va fi foarte mică. Nu va mai fi creșteri mari care sunt explozive, ci creșteri cu 0 și ceva, 2% pe an. Așa trebuie să fie creșterea ideală. Și credeți că în condițiile astea discuțiile, să ne referim un pic la pensionari, că sunt o categorie destul de lovită de această situație. Credeți că aceste creșteri vor reuși să compenseze într-o perspectivă pe termen mediu, să spunem, aceste puseuri inflaționiste? De cât timp va fi nevoie ca pensiile să ajungă să compenseze această pierdere? Domnule Moriț, ce am spus eu? Am spus așa, că inflația ideală este de 2%. În toată lumea, nu numai la noi. Asta este cifra, 2% este cifra la care s-au întrunit toate opiniile de pe planetă, că asta este inflația ideală. Nu mai mult, dar nici mai puțin. Pentru că dacă e mai puțin, nu mai vin producătorii cu mărcuri în piață și degeaba sunt prețurile mici dacă tarabele sunt goale și dacă magazinele sunt goale și dacă depozitele sunt goale. În condițiile astea, inflație de 2%. Asta e. Dar și Fed-ul, și Banca Centrală Europeană, și alte mari bănci, Banca Angliei, Banca Canadei, și Banca Națională României, se așteaptă
să ajungă la inflația ideală de 2% în vara lui 2024. Până atunci vom avea o dezinflație, adică o creștere tot mai înceată, în așa fel încât în vara lui 2024, odată cu America, odată cu zona euro din Uniunea Europeană, odată cu Marea Britanie, să avem și noi să ajungem cu inflația în masca ei de 2%. Da, domnul Vasilescu, dar aici avem o oarecare inerție, pentru că prețurile deja au crescut, au făcut un salt impresionant, iar veniturile încă ne mai gândim dacă vor crește și cu cât vor crește și când vor crește. Prețurile nu mai vin înapoi. Da, păi asta e clar. Deci atunci singura soluție, ca să revenim la nivelul de trai de dinainte, este să crească veniturile. Singura soluție este ca prețurile să crească tot mai încet și economia să pulseze bani ca să stimuleze, pentru că trebuie să ajungă, vor crește salariile, vor crește pensiile. Asta dacă economia merge bine. Pentru că nu e de ajuns să fie inflația calmată. E de ajuns să nu intrăm în recesiune, că este și pericolul recesiune care vine tot din vest. Germania e aproape de recesiune, Statele Unite sunt aproape de recesiune. Da. Noi ne-am descurcat bine până acum. De bine, dar am avut creștere economică. Să ne descurcăm în continuare. Politica băncii centrale a României, politica băncii naționale, este să calmeze inflația fără să arunce țara în recesiune. Pentru că dacă ar arunca țara în recesiune, Banca Națională poate să stopeze mâine inflația. Ridică dobânda de politică monetară deasupra inflației și s-a terminat. Dar asta înseamnă aruncarea țării în recesiune și nu își permite să facă asta. Și pentru că ați menționat de mărirea dobânzii de politică monetară, fapt care tocmai ce s-a întâmplat săptămâna trecută în ședința Consiliului de Administrație al Băncii Naționale, am văzut deja niște știri cum că la mai multe bănci de pe piață s-au făcut niște simulări privind nivelul ratelor la creditele care sunt legate de robor și am văzut niște creșteri destul de importante, adică de peste 50%. Mă rog, pe niște exemple punctuale de calcul, dar întrebarea este, în aceste condiții în care a fost mărită dobânda de politică monetară, ar trebui să ne așteptăm la o creștere a numărului de persoane care intră în incapacitate? S-ar putea să aibă băncile probleme din acest punct de vedere cu cei care au credite? Lucrurile sunt foarte limpede. Este o chestiune de dreptate pentru număr. Inflația este un fenomen, este un flagel care atacă întreaga populație, de la copiii de o zi până la oamenii la cea mai înaltă vârstă. Absolut întreaga populație, și pensionari, și salariați, și toți sunt atacați de inflație. Care ce face? Două lucruri. Reduce forța banilor, crește, scade puterea de cumpărare și veniturile în general scad prin raportarea veniturilor reale. Chiar dacă se mărește pensia acum sau dacă se mărește salariul, dacă inflația este mare, venitul real, chiar dacă se spune că venitul real a crescut cu 10%, dacă inflația e de 15%, 5%, venitul este e mai mic cu 5% decât scrie pe hârtie. Venitul real scade în raport cu inflația. Da, este adevărat. Domnule Vasilescu, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Vom încerca să vedem în ce măsură veniturile vor reuși să ajungă printr-o bună gospodărire a treburilor și printr-o economie care să nu intre în recesiune, când vor ajunge veniturile din urmă, acest puseu inflaționist care, iată, ne-a dus atâția ani în urmă. Și vreau să vă întreb, domnule Șerjeu, pentru că am văzut chiar astăzi o declarație a președintelui PSD, Marcel Ciolacu, care a spus că în această discuție despre mărirea pensiilor, a spus că această majorare a pensiilor ar trebui să se aplice doar acelui cuantum din pensie actuală care este pentru care pensionarul a virat contribuțiile la stat. Altfel spus, ca să traducem lucrul ăsta, ar însemna că cei cu pensii ocupaționale, partea aceea care este de cele mai multe ori cea mai consistentă la aceste pensii speciale, nu ar fi supusă acestei creșteri. Și în felul acesta s-ar
evita situații în care, ok, crește cu 10% pensia cuiva care are 1500 de lei, pensia înseamnă 150 de lei și cine are 20.000 pensie înseamnă 2000 de lei. Da, bun, aici cred că... Mi se pare un principiu ok? Așa pe hârtie, da. Nu știu în ce măsură nu contravine Constituției sau anumitor reglementări legale care nu fac distinții între pensii. Și nu știu în ce măsură mai e timp acum pentru o nouă lege a pensiilor care să prevadă așa ceva. Sau un amendament la legea pensiilor care să prevadă nu creștem decât unele pensii și în ce condiții, ca să nu mai spun că noi tot recalculăm pensiile de... Pensiile ocupaționale sunt în baza unor lege speciale, deci nu e adevărat, dar cu legea nu toată pensia ocupațională, deci nu tot, da, toți banii pe care îi primește omul acela sunt în baza pensiei ocupaționale, o parte e și exact în baza contribuției, deci cineva trebuie să stea să facă calculele. Absolut. Și să vadă exact la ce aplicăm. Deci, încă o dată, dacă e posibil, să o facă. Nu cred că ar trebui să mai aștepte niciun minut în plus. Dacă e posibil, e legal și constituțional, să o facă, pentru că așa este normal. Nu e firesc ca un om care are 20.000 de lei pensie să mai primească 2.000 de lei în plus, da, care pentru el nu înseamnă foarte mare lucru, sau nu, pe când cel care are 2.000 de lei pensie, 200 de lei s-ar putea chiar să fie extrem de importanți în condițiile în care cresc, va continua creșterea prețului la energie și la gaze, mai mult ca sigur. Deci astea sunt două teme conexe, discuții despre creșterea pensiilor și despre sistemul de pensii care este cum este și bugetul de pensii care este cum este. Se spune odată că aceste pensii speciale ar fi o mare problemă, deși ele practic sunt din cu totul și cu totul o altă pungă, să spunem așa. Și am mai auzit inclusiv la protestul pensionarilor despre care am avut la începutul emisiunii acel material, și nu e prima oară când aud acest lucru, s-a solicitat în acest context pentru a avea mai mulți bani în bugetul de pensii cu care să putem să creștem pensiile oamenilor, să renunțăm la pilonul 2 de pensii sau la viramentele către pilonul 2 de pensii. Vi se pare o abordare realistă? Eu aș renunța la pilonul 2 de pensii, recunosc, pentru că din ce m-am interesat până acum, randamentul este extrem de scăzut. Se pare că administrarea acestor fonduri private de pensii e deficitară și este foarte teamă că când voi ieși eu la pensie, banii pe care îi voi primi prin acest pilon vor fi mult mai puțin decât dacă eu investeam banii respectivi sau pur și simplu îi puneam la bancă sau îi puneam în titluri de stat, care iată titlurile de stat acum, da, ultima oară aveau 8, ceva la sută dobândă pe an. Sigur, jumătate cât inflația, dar mult mai mult decât creșterea fondului privat de pensii din ultima vreme. Deci eu sunt extrem de sceptic în privința, pentru că dacă tot e să decidă un privat în privința investițiilor, mai bine mă las pe mine să decid în privința investițiilor. Da, dar pe de altă parte, nu oricine este capabil să se preocupe de aceste lucruri. E adevărat, dar există, da. Dar lasă-mă pe mine să-mi aleg... În principiu v-ați ales administratorul. Nici nu știu cine e, sincer să fiu. În primul rând că și atunci, și dacă eu n-am înțeles foarte clar cum vor decurge lucrurile, mă gândesc la maică-mea. Dar vreau să spun, da, dar prefer eu să îmi găsesc eu un broker care să stea să-mi explice. Dar nu mi-a explicat nimeni nimic ce o să facă cu banii respectivi, în ce o să investească, din ce s-ar putea să crească, din ce nu. Acum, de exemplu, când îmi gestionez eu banii și am o relație cu banca mea, știu exact, da, în ce să investesc, în așa fel încât riscul să fie moderat, creșterea moderată, riscul mic, creșterea mică sau risc mare și creștere mare. Deci, dacă tot e vorba să-mi administreze altcineva banii și nu statul, sau schimb sistemul de tot și atunci fiecare primește banii și procentul alocat pensiilor, da, pe care acum îi dau la stat, să decid eu cui îi dau. Îi dau statului să-i gestioneze, îi dau și statului și privatului să-i gestioneze sau îi dau unui privat să-i gestioneze. Deci am senzația că acum e un fel de struțocămilă din care, repet, nu știu, dar am senzația că nu vom ieși câștigați cei care am fost un fel de
experimente, mă, sau am participat, am fost printre primele, da, la acest experiment. Da, noi avem să fim printre primele generații care vor beneficia de exact. Și încă o dată, m-am uitat pe randamentul de când am început eu să, da, să virez banii sau să mi se vireze banii către privat. Randamentul este aproape inexistent. Spre deosebire de, încă o dată, de alte investiții pe care le-am făcut eu din banii rămași, din salariu, și care au adus câteva procente pe an. Deci nu știu. Nu putem generaliza, fondurile private de pensii au un randament atât la mic care este totul garantat. De asta am vorbit de mine, plus că, în sfârșit, mie mi se pare complet netransparentă, sau cel puțin până acum a fost complet netransparentă administrarea fondurilor de pensii private, dar, în sfârșit, încă o dată, eu, unul, dacă cineva mi-ar fi dat de ales, eu aș fi ales să-mi gestionez eu banii respectivi sau să gestionez eu relația cu investitorul care vrea să facă mai mulți bani pentru mine. Probabil că foarte multă lume, oricum ar fi, ca să scape de o grijă, ar fi zis, lasă, nu mă interesează, doar nu stau eu acum să mă documentez, să văd ce înseamnă titlul, ce înseamnă investiții în fonduri și așa mai departe, lasă, mai bine mi gestionează mie chiar și un privat ca să scape eu de o grijă. Foarte bine. Nu știu însă, încă o dată, trebuie văzut când primii oameni vor ieși la pensie, câți bani vor primi din cei pe care i-au investit în pensia respectivă. Da, prin... Pe de altă parte, ei vor primi bani și din pensia cealaltă, care nu se bazează pe această acumulare. Da, dar mă întreb, oare nu cumva randamentul dat de bani sau randamentul banilor gestionați de stat, oare nu cumva e mai mare? Puteți să vă întrebați, dar răspunsul nu o să-l aveți niciodată. Pentru că n-ați vezi de unde știți, păi, ce ar fi fost dacă. Păi asta e. Păi nu, dar ba da, se poate că eu știu dacă cât... acum să simulați ca fiecare contribuție de la noastră care pleacă în fiecare lună, ce ați face cu ea, da, și să vă notați. Da, asta zic. Deci eu pot să, teoretic, pot să-mi dau seama atâta procent din salariu, deci atâția bani se duc, da, în fondul de pensii de la stat, eu voi lua pensie, teoretic, dacă trăiesc și sunt sănătos, da, 30 de ani voi lua acea pensie. Voi lua 30 de ani, ce pensie voi lua 30 de ani de la fondul privat de... Deci, de asta spun, sunt lucruri pe care, dacă eu, care cât de cât am trăit într-o zonă cât mai informată, nu am lucrurile astea, nu există astfel de simulări, nu există astfel de explicații, nu există decât din ce am văzut eu, câteodată niște campanii foarte bine plătite în sprijinul fondului de pensii, pe care eu nu le înțeleg, da? Pentru că oricum eu n-am de ales. Adică nu e ca și când eu mâine aș putea să mă răzgândesc, nu știu pentru cine e publicitatea respectivă. Dacă aș avea de ales, da, aș înțelege ca cineva să-și facă publicitate la produsul pe care îl are, ca eu să mă duc acolo. Acea publicitate este minte tocmai să... Da, da, da. Contracareze idei de genul, hai să renunțăm, da, la... Da, sigur că da, și să pună presiune pe politicieni să nu le treacă prin cap să renunțe la acest pilon al 2 de pensii. Da, da. Un lucru este cert, însă, din păcate, cel puțin pentru pensionarii care sunt acum în această situație, lucrurile nu sunt deloc clare. Ei vor aștepta să vadă dacă și cu cât se vor mări pensiile și când și în ce măsură această majorare va putea să contracareze din efectele acestea, care, ok, inflația este de 15,9%, dar sunt prețuri ale unor produse de uz zilnic care au crescut mult mai mult. Adică nu este doar că puterea de cumpărare a scăzut cu 15,9%, ar fi bine. În realitate, lucrurile stau mult mai rău decât atât în momentul, da, de fapt. Și pentru că, cum spuneam, din păcate, și nu e prima dată, în general, comercianții români profită de astfel de perioade tulburi pentru a crește prețurile mult mai mult decât rata inflației. Cum a fost la carburanți. Da, deci în ideea în care lasă că dacă tot e pămărit, hai să mărim acum cât putem, să strângem cât putem, că după aceea oamenii nu o să mai aibă bani. Domnul Vasilescu a spus foarte limpede. Prețurile nu vor mai scădea niciodată. Da. Important este să reușim să aducem veniturile la un nivel la care să... Exact cum, din păcate, deși n-am înțeles niciodată acest lucru, prețul carburanților, da, câteodată scade pe plan mondial. Deci prețul petrolului nu e tot timpul în continuă creștere. Nu, și are chiar salturi mari. Uneori a ajuns să se vândă la jumătate de preț față de o perioadă. Niciodată prețurile legate... Da? Deci când crește combustibilul, ni se spune, am crescut și eu prețul la lapte pentru că a crescut benzina. Și nu e așa, eu iau laptele de la vacă și îl duc cu benzina la procesator, procesatorul ia și îl duce cu... Dacă îmi scade benzina, deci nu scade și prețul, în mod normal. Că nici tu nu mai dai ația bani pe benzină.
că nu ține mult, ține o lună, două, trei, dar măcar o lună, două, trei, să văd acolo 50 de bani mai puțin la lapte. Nu ca promoție făcută de un supermarket. Nu, la lapte nu o să vedeți niciodată. Sigur că, dar nu, am dat cu un exemplu pentru că e mai simplu. Nu, la carburanți mai scad, dar nu atât de mult cu cât scade prețul petrolului, care într-adevăr se va explica că prețul petrolului este doar o componentă destul de mică. Da. În schimb, când crește prețul petrolului, ce să vezi? Atunci crește calcul așteptările. Da. Ce să vezi? Crește benzina de nu se... Mă rog. Bun. Să ne oprim aici cu acest subiect și până vom ști câte milioane de euro vor merge către conturile pensionarilor, știm de două zile că 44 de milioane de euro pleacă din bugetul statului nostru către o firmă olandeză de unde am cumpărat două nave de pompieri pentru a ne operaționaliza și mai mult forțele. Asta în condițiile în care astăzi premierul țărilor de jos, că nu mai putem să spunem Olanda, se află în România și toate așteptările noastre legate de țările de jos sunt cele legate de Schengen. Ce s-a întâmplat astăzi la întâlnirea dintre premierul țărilor de jos cu președintele Iohannis și premierul Nicolae Ciucă vom afla dintr-un material realizat de colegii noștri. Vreau să spun mai întâi că Olanda nu este în principiu împotriva. Noi zicem că toate țările care îndeplinesc condițiile trebuie să adereze la spațiul Schengen. România a făcut foarte mulți pași în direcția bună în ultimii ani. În același timp zicem noi că aderarea la Schengen poate fi vorba când toate condițiile sunt îndeplinite. Avem și un mecanism de monitorizare, avem și mecanism de colaborare și verificare. Pașii următori vor veni. Trebuie să vedem ce urmează în această procedură și după aia o să vorbim mai departe, dar Olanda nu este în principiu împotriva aderării României la Schengen. Dar pentru a avea claritate și pentru a construi un spațiu sigur pentru toată lumea, este nevoie încă de multă muncă. Nu vreau să fac o afirmație exagerat de optimistă asupra duratei. Încercăm cât se poate de repede să finalizăm procedura cu succes. Și ca să vă răspund foarte concret la întrebare, nu există solicitări speciale, nemai auzite sau nemai discutate. Solicitările se referă fix la chestiunile care sunt legate de Schengen și vom găsi împreună cele mai bune căi pentru a rezolva chestiunile care încă nu sunt 100% lămurite. În cursul dimineții, înainte să fie ajuns domnul Mark Rutte în România, am văzut o declarație a ambasadorului țărilor de jos, care în principiu spunea cam același lucru, că ok, noi nu avem nimic împotrivă, dar nici voi nu îndepliniți condițiile. Când le veți îndeplini, noi vom fi bucuroși să fim de acord cu intrarea voastră în Schengen. Și m-am gândit atunci, zic ok, ambasadorul nu vrea să ia frișca de pe tort premierului, va veni premierul și va da un mesaj încurajator pentru toți românii. Din păcate... Pentru două nave de pompieri? Se pare că... Hai să fim serioși. Da, bun, deja devine... Sigur, nu vor spune niciodată, niciun stat nu va spune noi suntem împotriva, pentru că ar trebui să spună și de ce. Ori ei n-au argumente. Nu au absolut niciun fel de argument. Asta cu corupția a ținut acum 4-5 ani, mă rog, a mers... Nu, mai dar pe de altă parte, dacă nu votează... Da, sigur, nu, dar vreau să spun că nu ține, adică ei nu au în acest moment argumente. Toată lumea, aproape toată lumea în afară de ei, a constatat că România îndeplinește toate criteriile. Astea, invențiile astea cu statul de drept, cu corupția și cu... Hai să fim serioși. Ungaria este un stat de drept extraordinar, de-aia riscă să piardă fondurile europene. De stat de drept ce e? În sfârșit, nu, astea au fost tot timpul niște pretexte pentru a se opune intrării României. Nu, eu nu vreau să speculez ce interese au și au ce... căror interese România nu le-a răspuns așa cum trebuie. Sigur că două nave de pompieri sunt mult mai ieftine decât autostrada Bechtel. Da?
sau băncile care s-au dat atunci și odată cu intrarea în Uniunea Europeană sau înainte de, sigur că sau Bechterul înainte de NATO. Sigur că da, două. Bine, asta e într-un fel speculația noastră a gazetarilor. Da, da, nu-și imaginează nimeni că cu două nave poți da, repara o astfel de situație. Eu sunt convins că e o pură coincidență faptul că fix acum s-au cumpărat două nave și de la olandezi care sunt cunoscuți, adică toată lumea știe că olandezii sunt cei mai pricepuți în a construi nave de pompieri, pe care și sunt convins că sunt și cele mai ieftine din lume, pe care le puteam noi cumpăra fix acum. Pe mine, dușul ăsta rece, pentru mine nu e un duș rece. Și eu am spus asta în momentul în care am văzut discursul lui Rareș Bogdan. Un discurs de o asemenea virulență nu putea să arate decât un singur lucru. E clar că nu vom fi acceptați în Schengen acum. Pentru că în momentul în care negocierile ar fi mers bine, n-ar fi avut nicio rațiune un astfel de discurs în Parlamentul European. Asta o faci în momentul în care ești foarte supărat și în momentul în care nu mai ai nimic de pierdut. Altfel nu riști să-l superi pe domnul premier, care să, până atunci voia să ne primească și când îl aude pe Rareș Bogdan cum o să oprim noi camioanele la graniță, va spune, a, păi ce ne amenințați, nu vă mai primim. Deci, pentru mine din acel moment a fost clar că nu, șansele să fim primiți acum. Pe de altă parte, n-am înțeles totuși optimismul ăsta ușor heirupis din ultimele luni, în care toți politicienii spune, hai că suntem aproape, hai că de data asta, nu, e clar, n-au cum să ne mai țină. E, uite că n-a. Și în acest moment, din ce am văzut eu, deci președintele României a spus, da, trebuie să vedem ce mai e de făcut. Da, domnul Iohannis a spus o chestie interesantă, n-a fost din păcate în sincronul nostru, și anume că această decizie este politică, pentru că în Consiliul Jai este un vot politic și că asta este bine, pentru că așa funcționează lucrurile în democrație. Ceea ce este așa, numai că aici vorbim de unanimitate. Deci când ai nevoie, în democrație n-ai nevoie de unanimitate. Niciodată. Sigur că... Când ai nevoie de unanimitate, asta înseamnă și că orice membru al acelei adunări care votează are drept de veto. Ori când ai drept de veto, deja lucrurile se văd puțin altfel. Și putem, atunci ne e foarte greu să ne reținem de la ne gândi la tot felul de lucruri și interese care ar putea sta în spatele acestei... Și întrebarea mea ar fi... Dreptul de veto al României este egal cu al Olandei. Da, dar Olanda e în Schengen. Da, dar poate Olanda are nevoie de alte decizii în acest comitet, la un moment dat. De câte ori România și-a folosit dreptul de veto, chiar și ca armă politică, dacă vorbim de politică. De câte ori România s-a pus, precum alte țări, s-a pus pe picioare din dărâi și a zis nu. Nu. Așa cum voi spuneți nu, deși nu aveți niciun motiv, așa cum voi ne țineți la poartă fără să aveți niciun motiv decât cine știe ce, spunem și noi nu când aveți nevoie de noi să spunem da. Sau hai să negociem. Adică genul ăsta de atitudine în care acum toată lumea, deci toți politicienii care în ultimele 3 luni, deja i-am convins pe aproape toți, vai și nemții cum au spus ei ce bun suntem și francezii și acum o să-i vedem în decembrie, cum vor lăsa toți capul în jos și vor spune asta e, trebuie să muncim, trebuie să fim mai buni. Nu. Pentru că, încă o dată, pretextele care au ținut, mai ales cât la Bruxelles și în Parlamentul European, erau și români, care nu făceau decât să alimenteze aceste pretexte și să spună, nu, România n-are ce căuta în Schengen și n-are de ce să-i se ridice MCV-ul, pentru că România e coruptă, știm noi și aia. Nu mai există. Ai ieșit din această paradigmă, asta vreau să spun. Așa ar fi trebuit să fie ieșit. Iată că nu ieșim, pentru că aceleași discuții sunt. Pentru că criteriile tehnice, deci cele care țin de securizarea granițelor, încă o dată sunt îndeplinite de foarte mulți ani și sunt îndeplinite... Da, dar asta nu neagă nimeni. Adică... Sunt îndeplinite, ce să vezi, tot cu firme din Occident le-am îndeplinit. Să ne aducem EADS-ul, da? Să ne aducem aminte. Deci, singurele criterii care au fost aduse în discuție sunt aceleași, iarăși MCV-ul și statul de drept, care sunt, din punctul meu de vedere, deja ar trebui să nu se mai discute despre lucrurile astea în acest moment. Cu această majoritate la putere, cu un președinte care a fost întotdeauna medaliat în toată Europa ca un atlet al democrației și al statului de drept în România, să vorbești în continuare de ținem România pe tușă pentru că nu îndeplinește, nu știm exact ce criterii, pentru că și ambasadorul azi a spus să vedem, să primim ultimele informații de la comisia aceea care va veni și dar oricum e nevoie de timp să le analizăm. Da, după care trebuie să fie un vot în Parlamentul de la Haga, parcă noi nu știam lucrul ăsta. Sau... Adică, deja mai transparent de atâta îmi pare rău și mai clar de atâta, nu știu ce ar putea să spună ca să nu încalce și cutumele diplomatice, să ne spună nu.
O să intrați când o să spunem noi. Și da, totuși, primii doi demnitari ai țării noastre astăzi au jucat în acest film, la care, cel puțin la nivelul lor de informație la care au acces, era unul previzibil. Deci, mie mi se pare, mi-e jenă de jena domnului Iohannis pentru situația în care a fost pus. De domnul Iohannis, când mai are 2 ani și își termină mandatul, deci nu, el tot, rămânesc că tot așteaptă să fie șef la NATO. Deci, domnul Iohannis, iar domnul Iohannis n-a fost niciodată, deci în afară de puseele politicianiste din România împotriva unor partide politice care nu-i conveneau înainte, n-a avut niciodată nimic de spus, nici pe plan internațional, n-a avut niciodată nicio poziție respectabilă. Și care să-i facă pe occidental să spună, stai un pic, că totuși România nu e chiar așa, în afară ar trebui să o respectăm, nu doar pentru că este una dintre cele mai mari țări din Europa și cu cel mai mare număr de parlamentari europeni și cu cel mai mare, cea mai mare printre cele mai mari populații, ci și pentru că au niște politicieni care atunci când vine vorba de interesele țării lor, chiar nu lasă capul în jos și spun da, trebuie să mai muncim, trebuie să mai, da, o să mai, asta este, promitem că o să fim cu minți și o să ne spălăm pe dinți. Da, foarte bine, încă o dată am făcut-o, România a avut probleme, România are în continuare probleme pe care trebuie, adică nu, fie clar, n-am eradicat nici corupția, nici democrația românească nu este cea mai sănătoasă din Europa și așa mai departe, dar nu suntem nici, totuși, ultimii din Europa ca să ne ții la ușă acum, pentru că nu vrea Olanda. Nu știu, dar pentru a păstra totuși o notă optimistă, eu mă aștept că în perspectiva votului din decembrie, unde hai să zicem că poate mai avem totuși o șansă, eu mă aștept ca noi să fim ajutați de alții. Adică să ne tragă alții după ei. Da. Am văzut declarații foarte interesante ale popularilor, reprezentanții ai Partidului Popular European, care spuneau că nu este inadmisibil ca România după atâta timp să... Eu m-am uitat și m-am crucit când am citit știrea asta, zic, cum da, acum 4 ani... Ce ziceați? Și e inadmisibil și cine? Că toată lumea zice, noi, România trebuie, România merită. Și vine olandezul și zice, da, nu, noi avem timp să ne gândim. Și nimeni nu îi spune, alo, măi, Olanda, sigur, ești o țară, ai la lele frumoasă, adică e drăguț, dar totuși nu poți să ții o Europa întreagă să nu primească România doar pentru că ai tu. Ce probleme ai? Să vedem să le rezolvăm împreună. Adică dacă eu, Germania, sunt dispusă să votez, deci eu consider că România deplinește criteriile. Ce motive ai tu, Olanda, să fii mai catolică decât Papa și să consideri că România nu îndeplinește aceste condiții? Hai să dăm niște garanții Olandei că România își va respecta angajamentele odată, mai ales că hai să fim serioși. Aș înțelege să se opună Italia, să se opună Spania, adică țări unde emigrația românească a fost întotdeauna extrem de importantă și care s-ar putea teme că odată cu ridicarea oricăror controle la frontiere, se vor trezi cu un nou val de români. Olanda? Da, ăia care deranjează pe ei sunt de mult acolo. Da, adică da. Nu-i oprește Schengen. Să zicem că fără Schengen vor trece mai ușor și alții, mă rog, dar Olanda? N-am auzit niciodată de români care vor să dea năvală în Olanda și să stea acolo la. Deci, încă o dată, și eu cred, nu, repet, nu vreau să dau curs speculațiilor, dar din ce știu eu despre lumea asta, astfel de decizii se iau prin negocieri și se iau în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită. Da? Nu sunt niște... Sunt niște decizii raționale, nu sunt niște decizii emoționale. În momentul în care o țară se încăpățânează atât de tare să țină România pe tușă, are alte motive decât cele emoționale, are niște motive extrem de clare. Eu asta sper, dacă pe noi n-a reușit să ne enerveze de adevăratele, poate enervează pe alții. Da, și acei alții trebuie să aibă motive foarte serioase pentru a sprijini România în relația lor cu Olanda. Oricum, eu nu pot să nu remarc că, cel puțin la nivel de politică externă, România este un partener și un aliat de bază al organismelor și instituțiilor multinaționale în care este inclusă, dar, deși suntem partener strategic al Statelor Unite și vorba aia... Nu avem vize. Așa, în continuare nu avem vize. Adică avem vize, nu avem problema să fie scoase într-un vizitor apropiat. Da, pentru că, după cum se știe, și în America au dat năvală românii. Da. Deci nu mai știu ce să facă cu noi. În partea asta, în Europa, iar suntem aliatul model, dar... Eu cred că tocmai asta a fost problema. Dacă... Eu, de exemplu, am fost întotdeauna un copil cu minte.
Și la școală eram elev model. Eram, nu vorbeam în clasă, nu... Și întotdeauna, dacă eu greșeam ceva, luam o notă mai mică decât cel care nu învăța deloc și o singură dată, din întâmplare, dădea un răspuns corect. Și la un moment dat mi-am întrebat unul dintre profesori, dar nu înțeleg. Și a zis, păi da, cu tine suntem obișnuiți, tu trebuie să fii întotdeauna, tu ești cu minte, tu e aia, dar el trebuie să-i încurajăm să... Probabil că și aici e la fel, pentru că, revin la exemplu Ungariei, Ungaria întotdeauna a fost copilul problemă al Uniunii Europene. Întotdeauna a făcut cam ce a vrut el în Uniunea Europeană, inclusiv acum cu sancțiunile împotriva Rusiei, cu drepturile omului, cu drepturile minorităților. Deci n-a avut nicio problemă să spună nu, 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 noi facem cum avem noi chef. Cu toate astea, ce să vezi, România e ținută pe tușă, iar Ungaria este în Schengen. Deci, probabil că am fost prea cuminți și lumea s-a obișnuit la asta că ei oricum sunt cuminți, ei oricum nu o să spună nimic, ei oricum nu o să facă nimic, oricum o să stea acolo și o să înghită în sec și o să lase capul jos și o să promită că sunt cuminți. Ce să facem? Ne certăm acum cu olandezii? Las că ei oricum nu o să zică nimic. Da, probabil că despre asta este vorba. Eu cred, încă o dată, Uniunea Europeană nu este, adică este o organizație, este o structură în care România, încă o dată, cu populația pe care are, cu suprafața pe care are, cu economia pe care o are, ar trebui să aibă un cuvânt de spus mult mai de luat în seamă și mult mai de temut decât e în acest moment. Astfel încât în momentul în care ții România 11 ani pe tușă la Schengen, chiar ar trebui să-ți pui problema dacă nu cumva și România la rândul ei va găsi niște pârghii prin care să... se opună unor alte lucruri pe care ți le dorești tu foarte tare. De ce se întâmplă asta, nu știu, pentru că nu e vorba doar de Iohannis și președinții anteriori au fost la fel și premierii anteriori au fost. Deci se pare că e o chestie românească și nu are legătură neapărat cu culoarea politică. Ca să rămânem un pic, să mai rămânem un pic tot în zona asta externă, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a dat un interviu la CNN în care am ales două afirmații pe care am să vă rog să le comentăm un pic împreună, referindu-se la posibilitatea sau probabilitatea ca Vladimir Putin să folosească bomba atomică în acest conflict. A spus, cred că este o persoană rațională care în mod clar a evaluat greșit situația, a crezut că va fi primit cu brațele deschise și a făcut un calcul greșit, dar nu cred că va face asta, adică nu va folosi arme nucleare. Asta odată și a doua... Cred că este prima declarație pe care o dă pe tema unei potențiale noi candidaturi și a spus că el crede că îl poate învinge din nou pe Donald Trump, dar încă nu a luat decizia privind candidatura și zis că așteaptă să termine alegerile de la jumătatea mandatului de luna viitoare și de-abia după aceea se va gândi ce va face mai departe. Cum ar fi tot acest complex geostrategic în cazul unei schimbări din nou la Casa Albă peste 2 ani? Sperăm că totuși în 2 ani se termină și războiul până vor fi alegeri în America. Și... Sunteți optimist? Am zis să sperăm. Nu, asta vă întreb pentru că, apropo că tot vorbeam de unguri, am văzut o declarație a domnului Orban care spunea că domnule, Trump ar putea să aducă pace aici. El știe să discute cu Putin, Biden nu. Da. Să-l luăm pe rând. Prima, e binevenită, cred, afirmația lui Biden că îl crede pe Putin un tip rațional care nu dă cu bomba. Mai calmează puțin spiritele, pentru că în ultima vreme numai despre asta vorbești, cum o să dea Putin cu bomba. Și cum, da, clar, va da cu bomba, nu, trebuie să ne pregătim să luăm iod că va da cu bomba. E bine că totuși președintele Statelor Unite mai temperează puțin lucrurile, spune, nu cred că va da. Adică, dacă nici el n-are informații, mă gândesc cine o avea. A doua, faptul că el crede că l-ar bate pe Trump, sunt două lucruri aici. Dacă ar fi fost acum la prima candidatură, da, probabil că ar fi bătut pe Trump. Fiind la, deci având deja 2 ani de mandat în spate și un procent de încredere extrem de mic în acest moment, nu doar pe Trump nu cred că l-ar bate, eu cred că n-ar bate niciun republican în acest moment. Nici nu știm dacă Trump va fi candidatul republicanilor. Deci nu cred. Eu cred că vicepreședintele lui are mult mai multe șanse să bată un republican decât are domnul Biden în acest moment și eu sper
deși mi-am dorit să câștige, de fapt nu, mi-am dorit să piardă Trump alegerile și să câștige Biden, nu neapărat pentru el, mi-aș dori să renunțe, să se ducă să... Să vină altcineva. La un ranch și să vină altcineva care să poată ține. Pe de altă parte, haideți să ne uităm puțin la, cel puțin în Europa, la schimbările de guverne în țările care au susținut foarte mult și embargo, mă rog, sancțiunile împotriva Rusiei și finanțarea Ucrainei și cu bani și ajutorarea ei cu arme. Italia, cei care făceau lucrul ăsta au pierdut alegerile în favoarea unora mai puțin deschiși la așa ceva. Suedia, acolo iarăși au venit la putere cei de extremă dreapta, mult mai puțin înclinați să fie interesați de ce se întâmplă în afara granițelor lor. E foarte posibil ca și în America, foarte mulți americani, mai ales dacă se vor confrunta cu o recesiune, așa cum se preconizează, a spus-o chiar el, s-ar putea să fie din ce în ce mai dispuși să înțeleagă de ce Statele Unite duc miliarde către Kiev în condițiile în care oamenii de acolo, adică și empatia asta față de, care e absolut normală și necesară, față de oamenii aceia care mor nevinovați în Ucraina, s-ar putea să aibă niște limite în momentul în care ei vor ajunge să sufere din cauza... Mie de tine, dar mine mi se rupe inima. Și atunci s-ar putea ca și... Biden a fost rupt și suflet alături de Ucraina, adică să fim înțeleși. S-ar putea ca și asta să conteze în încrederea foarte mică pe care o au mulți americani în el. Deocamdată, într-adevăr, cum spuneați, să vedem dacă va mai candida Trump. S-ar putea totuși să aibă atâtea probleme juridice, legale până atunci, încât să nu mai, chiar fără o condamnare, să nu mai vrea nimeni să fie candidat. Plus că eu, sincer, acum chiar nu, eu unul nu înțeleg de ce l-ar mai vota americanii, că l-au văzut președinte. Deci, înainte să fie președinte, înțeleg, se săturați, nu voiau pe Hillary, care Hillary, corupție, ok, am înțeles. L-au văzut totuși 4 ani, adică în afară de pozele frumoase cu Kim Jong-un și de faptul că a reușit să-și antagonizeze toată Europa și ok, și China și pe toată lumea, deci a reușit să supere pe toată lumea, mai puțin grupările suveraniste din țările europene, în rest, n-a reușit să facă nici creșterea economică pe care o sperau, nici să facă America great again, ca dovadă că americanii l-au preferat pe Biden la 70 și ceva de ani, cu toate problemele sale de memorie. Deci au zis, mai bine nu. Nu văd de ce ei ar spune acum, îl vrem pe Trump înapoi. E posibil încă o dată să dorească un republican. În momente de criză, probabil că un republican care să scadă intervenția statului în economie, cheltuielile guvernamentale centrale, s-ar putea să fie de dorit sau de preferat de către american decât un centralist, cum sunt de obicei democrații. Am mai fi avut un singur subiect, aș fi vrut să vă provoc, știu că vă place acest subiect, din păcate însă timpul a expirat. Voiam să vă întreb ce părere aveți despre doamna primar de la sectorul 1, care acum mai nou într-o mână are niște pomeni sociale și în cealaltă mână furtunul de pompieri și este o super eroină. Dar vă rog 10 secunde. Da, nu, mă gândesc, eu cred că știu ce a făcut cu banii, că și dânsa a finit sectorul 1 și va da 1000 de lei, nu ca cetățean în sectorul 1, și a luat un costum de pompieri. Și mă gândeam dacă mi-ar ajunge și mie să-mi iau și eu un costum de pompier, okay, că eu nu știu ce să fac cu banii. Chiar trebuie să ne oprim aici, doamne și domnilor. Vă mulțumim pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine seară la aceeași oră. Până atunci vă spun, rămâneți cu bine.